Se poate, da? Ok. Bună dimineața, în primul rând. Mulțumesc că ați venit. Noi astăzi, v-aș propune să ieșim un pic din tipare, să vorbim de bine astăzi de acest subiect palier care sunt permisele de conducere. Astăzi vrem să împărtășim cu publicul larg mai multe reforme importante pe care noi le-am pus în aplicare și care vin să pună în practică directivele și standardele europene pe acest segment al permiselor auto. Noi avem o abordare complexă și noi activăm, sau reformele noastre au vizat cel puțin câteva paliere importante. Prima este componenta legislativă-normativă. Al doilea aspect important a reformelor țin de noirea infrastructurii de examinare. Trei este vorba despre integritatea procesului de obținere a permiselor și, sigur, accesibilitatea serviciilor și documentelor emise. Astăzi eu sunt împreună cu colegii mei, domnul Iurie Cristea, care este director adjunct ASP, responsabil de acest domeniu, inclusiv al permiselor, și domnul Iacov Zaftur, care este șeful departamentului examinare auto. Vreau să menționez foarte pe scurt, înainte să le ofer cuvântul colegilor mei să vă dea mai multe detalii, câteva aspecte importante a ceea ce am făcut noi, cel puțin în ultimele 6-9 luni de zile. În primul rând, pe noi extrem de mult ne bucură că legislativul a fost sensibil și a acceptat recomandarea și solicitarea noastră ca persoanele care participă în examinare și nu doar să devină pasibili pentru declararea averilor și veniturilor. Au fost operate mai multe schimbări la actele normative care vizează comisiile de examinare a contestațiilor și pentru prima dată vom avea în aceste comisii reprezentanți din partea școlilor auto și mediului academic. De astăzi, participanții sau cei examinați vor putea depune într-un mod extrem de facil contestațiile pentru procedura de examinare. Această procedură este online și o vom demonstra un pic mai târziu. Totodată anunțăm că deschidem două nouă locații din care vor porni examinările în municipiul Chișinău, unul amplasat pe calea Ieșilor și celălalt în zona Râșcani, în proximitatea Universității Tehnice. Am făcut investiții serioase în echipamentul de supraveghere video și nu doar la mașinile pe care le vedeți astăzi aici, dar și și pentru sălile de examinare teoretică, inclusiv cu microfoane și cu înregistrarea audio a convorbirilor din aceste săli. Mai mult decât atât, ne-am asigurat că colegii noștri de la CNA au acces direct la aceste înregistrări video. Vedeți și completarea parcului auto. Noi avem astăzi, anunțăm încă 12 mașini noi pe categorie A și B și pentru prima dată înnoirea categoriilor pentru microbuse. Și doar această investiție, ceea ce vedeți astăzi aici împreună cu motocicletele, se ridică la o cifră de circa 16 milioane de lei. De când eu am preluat mandatul conducerii ASP, au fost făcute investiții doar pe acest domeniu de circa 45 de milioane și vreau să vă spun că în perioada care urmează, în acest an, urmează și autobuzele și camioanele noi pentru examinare. Tot ce am spus mai sus nu sunt chestiuni care urmează să fie făcute, dar toate au fost puse în aplicare. Acum vreau să-l invit, noi nu o să luăm, cu permisiunea noastră, nu o să luăm întrebări și comentarii acum, vreau să las colegii mei să-și spună partea lor de contribuție, să vă dea mai multe detalii, după care o să mergem sus să vă demonstrăm cum are loc procedura de depunerea contestațiilor online, după care o să vă stăm la dispoziție pentru întrebări, răspunsuri, interviu. Domnul Cristea, vă rog. Mulțumesc. Bună ziua, stimați reprezentanți ai mass media. Într-adevăr, mă voi referi la partea de schimbări legislative sau cadrul legal. Una din prevederi pe care intenționăm să o aplicăm este faptul că contestarea va putea fi depusă nu după 3 zile, cum este acum, dar timp de 30 de zile.
Asta din cauza că cel care depune contestarea ar trebui întâi să descarce imaginea video, să vadă dacă merită să, să depună contestarea. Ori acest proces de descărcare, de vizualizare, de consultație, poate cu cineva, cu un profesionist, durează și atunci noi nu ne încadrăm în trei zile. E bine, acum, într-un cadru așa mai lejer, persoanele care consideră că au fost evaluate incorrect vor putea să se consulte inclusiv cu profesioniștii din domeniu și să vadă fără grabă dacă merită sau nu merită să depună contestații. Într-al doilea rând, s-a mai menționat, dar noi vrem să avem un parteneriat mai strâns și cu reprezentanții școlilor auto, ca ei să fie parte acestei comisii de contestare, pentru că câteodată mai există niște rumori, că, adică poate nu evaluăm sau nu decidem în cadrul comisiei de contestare corect. Îi invităm pe ei să fie parte acestor comisii de contestare ca să vadă din interior cum se produce acest lucru. Și nu numai din partea școlilor auto, dar și o să invităm și profesioniști de domeniu, profesioniști cu renume, care, de exemplu, din partea mediului academic, care se poate da o judecată de valoare și să dea o pondere mai mare deciziilor acestor comisii. La fel, deci intenționăm ca aceste contestații să fie procesate mai repejor, a fost creată și o comisie de monitorizare, adică care vor monitoriza și aleatoriu și tematic toate examenele, pentru că într-adevăr toate automobilele pentru examinare sunt cu camere, dotate cu camere video, și atunci aceste contestări sau aceste reexaminări vor fi putea fi făcute nu doar în rezultatul contestării, când, de exemplu, dintr-un caz sau în altul, o persoană nu dorește să contesteze, ne dăm seama din ce cauză, dar totuși comisia de monitorizare vede că acolo nu a fost chiar corect și atunci există noutatea de autosesizare din oficiu, astfel încât să eliminăm toate eventualele înțelegeri așa preventive. Și nu în ultimul rând vreau să îndemn toți profesioniștii din domeniu, șoferi cu experiențe, care consideră că ar putea să-și aducă contribuția lor în eliminarea sau diminuarea corupției din domeniu, să depună cereri la noi, să vină, îi așteptăm în echipă. În mod special mă adresez doamnelor, vrem să sporim ponderea doamnelor examinator. Avem aici o primă rândunică, iată, la prima mașină, care este examinator și chiar examinează, chiar am întrebat-o azi dimineață câte examinări a făcut în ultimul timp și mi-a spus cel puțin în ultimul timp, săptămâna trecută, a făcut o săptămână întreagă și chiar a spus că îi place să facă această examinare. E bine să știți că și doamnele care se, domnișoarele care sunt examinate, poate undeva ar avea un confort psihologic mai altfel când ar fi examinat de o doamnă sau de o domnișoară, de aceea invit prin intermediul dumneavoastră, facem un apel către toate doamnele care vor să facă parte din echipă să vină la noi. Vă mulțumesc! Domnul Zaftur, vă rog! Bună ziua, stimați oaspeți, stimați colegi! După cum vedeți dumneavoastră, Agenția de Servicii Publice modernizează parcul de mijloace de transport care sunt utilizate în procesul de examinare, probă practică. Scopul de bază este crearea condiții favorabile pentru examinatori și candidați, și precum și respectarea prevederilor directivei europene cu privire la permise de conducere și legislația națională. Astfel, de către agenție au fost procurate mai multe mijloace de transport. Pentru categoria A, subcategoria A1, subcategoria A2 au fost procurate în total 6 motociclete, cum vedeți dumneavoastră. Pentru categorie AB au fost procurate 12 automobile, din care 9 cu cutie mecanică și 3 cu cutie automată. În premieră pentru agenție, 10 automobile urmează să fie repartizate către centre de examinare din municipiile Comrat, Cahul, Orhei, Ungheni, Edineț și Bălț și orașul Căușeni. Pentru subcategorie C1, C1E, au fost procurate 2 camioane și o remorcă. Pentru categorie D1,
D1E, au fost procurate două microbusuri și o remorcă. De remarcat că pentru obținerea permisului de conducere pe categoriile anunțate D1, D1E și C1, C1E, vârsta minimă e de 18 ani. Astfel, aceste persoane pot fi încadrate de la 18 ani în câmpul muncii. Toate mijloacele de transport sunt echipate cu 4 camere de supraveghere video-audio. Astfel, agenția, bazându-se pe criterii de risc, poate să facă o verificare, o analiză a examenilor și examinarea corectă a contestațiilor depuse de cetățeanul. Mulțumesc pentru atenție. Colegi, noi vă invităm sus să vă demonstrăm partea cu contestațiile online. Colegii mei care mă ajută pe partea de comunicare cu presa o să vă dea mai multe materiale și o să puteți testa de unii singuri utilizarea acestui sistem de contestare. Vă rugăm sus. Mulțumim. Stimați jurnalist, vă prezentăm o idee nouă. Agenției servicii publice ține de depunerea contestațiilor, să fie cumva mai persoanelor mai ușor, având în vedere că avem probleme, avem centri de examinare care n-au în 2023 n-au nicio contestație depusă. Domnul Mihai, șef adjunct al departamentului, a să ne ajute să vă arătăm cum lucrează sistemul. Domnul Mihai începe. Domnul Mihai scanează QR codul. Automat se deschide pagina web a Agenției Servicii Publice, secția contestații. Mai departe, domnul Mihai alege ori solicitant, ori persoană împotrivită. Da. Mai departe, se introduce codul personal, IDMP-ul. Nome. Prenume alături și telefon mobil. Obligatoriu e-mail-ul, adresa de e-mail. Și aici sunt două rubrici în care persoana este preîntâmpinat că datele lucrurilor personal urmează să fie prelucrate și a doua rubrică că el declară cu proprie răspunde că datele și informații completate în prezentul formal corespunde adevărului. Mai departe alege locația unde a fost examinarea, data examinării și subiectul contestației. Persoana poate să conteste și teorie, domnul Mihai, vă rog, arătați. Aici cele mai dese argumente când se depune o contestație, ce ține de proba teorie. Domnul Mihai Închidis, vă rog frumos, prezentați proba practică. Aici persoana fotografiază chestionarul de examinare, proba practică, o atașează alege ce fel de examen, ce categorie și motivele de contestație. Aici noi am ales cele mai dese contestații care se depun, argumente care se depun de candidați. Puteți să vedeți, domnul Mihai, manifestarea ale candidatului care provoacă perturbarea examenului, neasigurarea la schimbarea direcției de mers sau intrare în intersecție dirijată. Sunt mai multe.
Sunt și alte motive, persoana poate să expună și alte motive dacă are. Dacă sistemă vede că nu scris, codul personal nu corespunde, el nu ți permite mai departe mersul. Să apasă previzualizare și o persoană verifică încă o dată dacă datele care el a menționat corespund adevărului și trimite contestație. Aici vine informația că contestația a fost înregistrată, ce număr și că în termen de 30 de zile a să primească răspuns la e-mail care el a indicat în fișă. Pot să vă o remarcă că contestația automat este expediat pe adresa departamentului și se înregistrează în cancelarie. Și copia ajunge și la șeful departamentului și la Direcția Securitate de la Agenția Servicii Publice. Asta e tot. Și vrem să vă arătăm trei secvențe video, cele mai dese încălcări ale examinatorilor. Observați automobilul care vine, BMW-ul. Cu Mercedes-ul, ce scuze? Și pentru asta, examinatorul a penalizat candidatul cu 21 de puncte. Necătâncă, mijlocul transport era foarte departe și temei de a sancționa candidatul nu a fost. Aici, persoana cei care primul examinator a fost eliberat din funcție pentru mai multe încălcări. Aici, dacă spate, domnul, încă o dată. Aici observați, o persoană vine, iată unde se află, și examinatorul penalizează candidatul pentru că chipurile nu ce dat trecere pentru peitori. Această încălcare încălcarea examinatorului foarte des întâlnită la examinare în Chișinău și în alte centri de examinare. Acest examinator a scris să cere de demisie după ce s-a pornit mai multe anchete în privința lui. Și ultima. Observați cum vorbește examinatorul. De atrage atenția candidatul îl întreabă, îi povestește ce nu se permite și nu e corect. Asta e un comportament neadecvat și nu corect a examinatorului. Uitați, vorbește, distrage atenția candidatului de la examen. Ok. Mulțumesc pentru atenție. Asta e tot. Da. Colegi, noi suntem la dispoziție voastră. Aici, afară, trebuie să depun contestația. Dar după asta, contestația se anulează din motiv că dacă ne permis candidatul s-a reprogramat la o altă probă de examen.
Din ce motive? Dacă ne prins, ne așezăm în fața dumneavoastră și să răspundem la întrebări, domnule, da? Nu, 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 dar noi putem să... Așa, ori bine, ori așa. Deci, unde vreți, acolo stăm, în principiu. Noi putem să coborâm și afară să răspundem la întrebări. Asta e o chestie subiect specifică, răspundem. La moment, metodologie privire, dacă persoana a depus contestație, după asta s-a programat la examen și a participat la examen, contestația nu se examinează. Așa e prevăzut de metodologie existentă. Noi propunem modificarea metodologiei ca, chiar dacă persoana s-a programat și a participat la examen, noi să examinăm contestația lui depusă pe aspecte de procedură și pe aspecte dacă a fost corect atitudinea examinatorului față de candidat. Dacă puteți să ne spuneți, încă o mică explicație. Deci, procedura de contestare există o metodologie care este aprobată de către Ministerul Educației, cu care noi lucrăm îndeaproape și noi am făcut mai multe modificări și intervenim și pe partea de contestații. Tocmai acest fapt ne permite să atragem altă lume din exterior, să nu fie doar cei din ASP care examinează contestările. Tocmai de asta nu era posibil, în general, nu era prevăzut așa o formulă de contestație online. Deci noi au trebuit să intervenim la actul normativ, să permitem în versiunea precedentă a metodologiei care era aprobată de Ministerul Educației, spunea că această contestație trebuie depusă în persoană, la oficiul la care a fost susținut, în termen de 3 zile după examen. Deci, și noi avem o bănuială rezonabilă, tocmai faptul că lumea se teme să depună contestații sau să revină tot aici, noi oferim această posibilitate să o facă de la distanță, să o facă sigur că nu este perturbat examenul și cu atât mai mult că avem secții în mod special teritoriale din afara Chișinăului, unde ele sunt relativ micuțe, lumea se cunoaște fiecare, dacă e o comunitate relativ micuță, la Iedniț sau la Soroca, lumea se cunoaște, între ei noi avem o țară relativ mică. Dar asta descurajează, pentru că cei care ar vrea să conteste, probabil din frică nu o fac. Ceea ce noi ne dorim este faptul ca să încurajăm lumea să depună, noi să vedem situația reală, într-adevăr, dacă n-au fost cumva șterbiți din drepturi în procesul de examinare, dar nu în ultimul rând, noi ne dorim să responsabilizăm examinatorii, să știe că noi suntem cu ochii pe ei, cei care depun candidații pot depune contestații și examinatorii vor fi trași la răspundere în cazul când ei au comis greșeli. Da, da, sigur, sigur. Deci, iată, aici aveți, de fapt, fișa care examinatorul examinează chiar în timpul examenului practic. Să zicem, l-au examinat, candidatul iese afară supărat, consideră că nu a fost examinat corect și nu trebuie să mai plece undeva. Chiar aici este QR codul, mașina a plecat, pac, a depus contestare atunci cât e cu emoții, că anterior era așa, da, trebuie să depun contestare, dar ce trebuie să fac eu? Aha, trebuie să mă duc la sala câinilor 28, să găsesc foaia ce e nu știu unde, să scriu nu știu ce. Formularul vechi era plin cu foarte multe detalii specifice, lehamite și nu mai vine nimic. Acum, pac, și de iată contestare la noi. E foarte rapid. Dar puteți să ne spuneți anul trecut, de exemplu, câte contestații au fost? Da. Anul trecut noi am avut 290 de contestații. În anul precedent, deci în 22, noi am avut 190 de contestații. Eu vreau să vă spun că din astea 290, circa 70 au fost retrase. Probabil că lumea vroia să participe la examinare. Circa un pic mai puțin de 10, 9 dosare au fost acceptate și persoanei s-a trebuit să schimbat calificativul din respins în admis și alte în jur de vreo 40-50 au fost practic acceptate, dar a fost acceptată reexaminarea persoanei. Noi sperăm aceste numere să crească, lumea să prindă curaj să conteste și pentru asta facem și acest eveniment de astăzi. Vreau să mai adaug aici, poate numărul acesta spune mai puțin, dacă ar fi mai clar dacă ar fi raportat la procentul de examene versus numărul de contestații. E bine, acest procent este sub 1%. Adică, pe de o parte, lumea, parcă așa există o percepție generală că nu prea sunt evaluați corect, pe de altă parte, niciun procent de contestații nu sunt. Adică, și noi bănuim că anume din cauza
dificultății de a depune contestații, anume de asta și sunt așa. Noi sperăm că acest procent să crească până la niște valori rezonabile. Departamentul are două instrumente de a ține la control procesul de examinare. Unul, cel mai important, este contestațiile. A doua este crearea secției de monitorizare care se ocupă cu verificare, bazându-se pe careva criterii de risc, verificarea examenelor și supraveghere. Aceste două instrumente ne permitem să spunem că în timpul apropiat să avem o corectitudine mai mare la examen decât este la moment. Din câte am înțeles corect, persoana care depune contestație să aibă acces și la video și la audio ca să vadă dacă, într-adevăr, la modul practic a avut dreptate și la, poate să depună contestație. Da, la solicitare, da. Dacă da. Cere scrie că solicită să fie eliberat și video, da, se eliberează da, și video. Să da, da, da. Plus. Și materialul este transmis pe e-mail, da? Nu, pe e-mail nu o să încapă. Noi avem instrumente prin care se încarcă sau poate să vină în persoană, să rădice, noi copiem pe un CD sau pe un portator. Adică, de exemplu, persoana care a depus contestare poate să, nu știu, documenteze, nu știu, niște persoane care le cunoaște el, da, independent. Da, uitați-vă, ideea e următoare. De asta și proba de contestație are două. Sau persoană puternicită, sau solicitantul. Da. În cazul ăsta... Mă mai interesează punctul de penalizare. Am avut cazul că eu acum tot cu contestație chestia asta. Da. Am depus de câteva ori, dar oricum nu s-au... Acum, este așa un punct aici, cu necedarea pietonilor, pe trecere de pieton nedirijat. Eu chestia nu am cedat, dar trecere de pieton era dirijată și pentru pieton era roșu. Pe mine m-a penalizat cu 21 de puncte. Eu zic, arătați-mi unde aici cazul dat și deciți 21 de puncte. Așa și nu mi-au răspuns la chestia asta. Noi să ținem la control. Îmi pare că ați depus încă o dată o cerere și o să vă prezentăm video și dacă ceva să aveți posibilitate, țineți la noi și să discutăm. Nu, da. Acum în eu comisie. Am fost în comisie, la examinare, da. Nu e... Să vă prezentăm. Au fost cazuri peste. Au fost. Ori merg, îmi spune, la intersecție ne întoarcem la 180 grade înapoi. Când eu conectez tot, în timpul ăla mă depășește un busic, că asta putea să fie o situație de avarie. La momentul potrivit l-am oprit și am încetinit. De acord. Colegi, dacă poate voi mai aveți întrebări. Dacă vreți putem să ieșim afară. Să... apropo, da, vă spuneam un pic mai devreme că noi deschidem două puncte de pornire pe Chișinău. O să vă dăm adresele exacte. Programările vor fi posibile începând de astăzi, începând cu săptămâna din 20 februarie și respectiv 27 februarie. Noi avem frecvente situații când aici avem o învălmășală extrem de mare de persoane și persoana la alegere poate alege aceste două centre. Mai mult decât atât, până acum persoanele care susțineau proba teorie și calificau practică și calificau examenul trebuiau să revină aici să-și perfecteze permisul provizoriu. Astăzi, acum, persoanele vor putea face în oricare din centrele multifuncționale din Chișinău. Dacă el a susținut proba în zona Sculeni, bariera Sculeni, el va putea merge la fie la Pușkin Baza 7, fie la Mihai Viteazu, unde avem centrele multifuncționale să se programeze. Mai mult decât atât, noi pe partea de o chestiune care n-am menționat afară, dar pentru noi este foarte importantă, noi o să fim printre primii în aplicația EVO cu actele pe care noi le emitim electronic. Știți, în EVO, aplicația guvernamentală, vor fi primele trei acte, vor fi cele emise de ASP. Buletinul de identitate, permisul de conducere și pașaportul tehnic, pașaportul autovehiculului. Vreau să vă spun că persoanele, dacă au susținut proba practică, practică în aceeași zi până la sfârșitul zilei, documentul de permis, permisul de conducere va apărea în aplicația EVO până la sfârșitul acelei zile. Spuneți-mi, vă rog, dacă aveți dat statistici, câți examinatori au fost, nu știu, mustrați sau demiși din cauze, au fost... În anul 2023 au fost eliberați 14 examinatori.
Din total avem aproape 80 de persoane care se ocupă cu examinare în toată Republica. Sunt diferite situații și este și cu noi ne autosizăm uneori, uneori și din bază la contestație. Dar de obicei și contestație vin și totodată și noi constatăm că ceva nu e de acolo. Și autosizăm. Ne autosizăm, și da. Care, dacă puteți enumerați, nu știu, primele trei încărcări, da? Calcări, examinatorilor. Da, care ele fac. Ați văzut, cu trecerea la pitoni foarte probleme, că examinatorii uneori persoana până la trecerea pitoni are 5-3 metri și examinatorul penalizează candidatul pentru asta. Situația de accident, uneori nu corect, este apreciată de examinatori și discuții, multe discuții nu corecte a examinatorilor. Deci special discută pentru a... Întreabă, începe, dar ce ai făcut așa, da? Întrebări teoretice la examen? Nu sunt, la practică nu sunt. Pentru că am auzit de astfel de situații, ți dă întrebări teoretice? În alte țări. În alte țări, în Germania, îmi pare că la început se dă două întrebări, deci, citând de teorie. Dacă noi un examinator ar face asta, ar întoca. Dacă ar da întrebări teoretice. Teoretice? Da. La probă practică. Dacă mai aveți întrebări? Vă mulțumim foarte mult. Eu zic cât mai bună. Mulțumim.